Conducerea primăriei Roman a anunțat o serie de controle ale Serviciului de Urbanism referitor la modul de amplasare a șarpantelor deasupra blocurilor multietajate. Aceste controle se vor face de regulă acolo unde există reclamații. Și noi cât am putut am sprijinit și am ajutat. Deși nu intră în maxim în nivelul nostru de competență, am spus că nu putem fi indiferenți la problemele oamenilor și am venit chiar mai aproape în proximitatea lor și chiar am venit și am reparat unele alei, unele fisuri care existau la baza blocurilor. Dar eu cred că o problemă poate fi ușor eliminată dacă se construiesc măcar aceste uluce. E mai greu cu a intra cu totul în legalitate. A trecut și foarte mult timp. Cutuma, știți, funcționează și în instituția de drept, dacă ne referim măcar la partea de uzucapiune. Așa și aici, prin translație, poate fi gândită o cutumă în acest sens. Dar măcar să venim să sprijinim în sensul de a-și monta niște uluce și niște burlane, a se asigura că acele acoperișuri sunt bine prinse pe blocuri, că nu există pericolul a pleca țiglă sau partea aceea de compozit de azbociment. Cred că se poate face. Și noi am încercat să conștientizăm, să ridicăm în mediul comunitar un strigăt în sensul că există pericol de a duce clădirile într-un risc iminent sau de a produce anumite riscuri majore pentru populația sau pentru bunurile materiale din jurul acestor blocuri. Conducerea primăriei intenționează să realizeze aceste controle, mai ales pentru a sensibiliza proprietarii să treacă de urgență la amplasarea de burlane și uluce care să colecteze apa pluvială care nu se mai scurge de pe acoperiș în sistemul de canalizare, ci se infiltrează în subsolul blocurilor. Pe de altă parte, există și precedentul de acum câțiva ani al unei șarpante amplasate pe blocul de lângă Biserica Sfinții Voievozi, care a fost smuls de o furtună și a provocat deteriorarea mai multor mașini parcate în zonă. Din fericire, a existat norocul să nu rănească pe nimeni, pentru că întâmplător în preajmă nu erau trecători. Acolo unde se vor constata încălcările legii, proprietarii vor trebui să treacă la desființarea șarpantelor construite ilegal.